mă gândeam, stai și mă gândeam, bă, Dumnezeule, pe Cătălin Hrădan, când era Cătălin de Ivă, bă, cât era de rău, Dumnezeule, cât era de mic așa, păi am luat un roșu cu el, cu Cătălin Văsărete, pe Ghencea, când am dat 5-0. Mă, la 4-0 vine în care, mic așa, era nervos, aveam 4-0. Mă, și mă calcă pe picior și eu, pac, îi dau una. Mă, ne vede arbitru, ne-am dat afară pe amândoi. Următoarea etapă, jucăm la Pitești. Și când mă îndreptam eu spătele, lăcă cu Stoichița, întâmplă, băi, Vivi, la 4-0, e roșu, avem etapă la Pitești. Și mă întâlnesc cu Cătălin pe culoare și dai și ani la pumni, amândoi. Doi. A bajat la pumni? Bă, Ghencea. A bajat la pumni? Am câștigat eu, că eram și mai înalt. Dar așa să... Păi ăla începe și plânge. Bă, frate, cum să vii așa? Ce vreme era rău, Cătălin era rău. Bă, mușcat, eu vorbesc de... Și Geafer îi dă ăsta un cot în... Mă, și începe și plânge. Cum să mă te duci la luptă cu ăsta? Unde te duci la luptă cu ăsta?